Serile de vineri, mi se pare că în general așa sunt dedicate ieșirilor în oraș, timpului petrecut alături de cei dragi, nu însă pentru toată lumea. Cred că pentru următorii noștri invitați, serile de vineri sunt menite să fie petrecute în sala de repetiție sau pe scena teatrului, pentru că următorii noștri invitați sunt actori, regizori, dar au și funcții de conducere în cadrul unei instituții teatrale. Așa că, pe scurt, este vorba despre o parte din echipa Teatrului Fără Nume și mă bucur că ne-au acceptat invitația și s-au organizat în așa mod încât să ne fie alături. Îl salut și îi mulțumesc pentru prezență domnului Mihai Țărnă, regizor șef al Teatrului Fără Nume. Bună seara, domnule. Bună seara. Am început așa cu dumneavoastră, că sunteți mai aproape. Da, fiindcă m-am așezat într-un fotoliu aparte decât toți. Exact, exact. Îl salut pe domnul Nicu Țărnă, directorul general al Teatrului Fără Nume. Bună seara. Hai să spunem Centrul de Cultură și Artă Ginto-Latina, unde e o direcție foarte importantă, probabil cea mai importantă, Teatrul Fără Nume. Bun, așa facem. Continuăm cu domnul Vitalie Jacotă, directorul artistic al Teatrului Fără Nume sau al Centrului de Cultură? Centrul de Cultură și Artă, unde exact aceeași construcție are loc. Bună seara! Bună seara, și direcția Teatrului Fără Nume. O salut pe doamna Larisa Dascăl, dar am zis că, hai, cu fete, eu vă zic sincer, cumva cu domnii parcă nu vine să trec la tu, dar... Spuneți domnișoare la colegele noastre. Eu nu mă supăr. Nu, cu fetele o să-mi permit așa să trec la tu, Larisa Dascăl. Bună seara, Larisa. Bună seara. Mihaela Popescu. Bună, Mihaela. Bună seara. Și Cătălina Cazacu. Bună. Bună, Cătălina. Eu am zis bine, vineri seara de obicei tot la teatru... Da, vă rog. Ne rup de la un eveniment important, o doamnă distinsă, Nelly Cuzaru, astăzi își prezintă o carte și cu această ocazie o felicităm foarte mult la Geneza Art, la alți colegi de ai noștri de teatru. Am venit de acolo, stăm aici împreună cu voi și cu toți cei de acasă pe care îi salutăm în primul rând, după aia revenim la ei, pentru că de obicei, exact ai spus tu, seara sunt spectacole, peste tot sunt spectacole, astăzi spectacolul se face la Moldova 1 cu Teatru Fără Nume. Oh, ce frumos! Și vreau să aud și ceilalți, de obicei fetelor. Când este directorul, nimeni nu vorbește. De-aia trebuie să ne invitați apart. Eu cred că și la voi, directorul, când vorbește, voi toți tăceți. Băi, nici nu vă pot spune cum. Apropo, cu această ocazie, salutări domnului Corneliu Durnescu, care este colegul nostru vechi de teatru, care știți că e și el actor bun. Era vorba, foști actori nu există, da. Doar, da. Da. Da, îl salutăm. Eu cred că dumnealui se uită acum și ia notițe și la ședință luni dimineața o să primim... Nu, glumim acum. Fetelor, voiam pe voi să mă întreb. Vineri, în general, dacă nu jucați, cum vă petreceți timpul? Vineri seara. Dacă nu jucăm, de obicei avem repetiții vineri seara pentru spectacolul de sâmbătă și de duminică. Astăzi așa, e o zi mai specială și mâine și poimâine suntem în scena Teatrului Fără Nume cu spectacolul Macbeth în regia domnului Mihai Țărnă. Așa că vă așteptăm pe toți cei care n-au reușit să-l vadă, vă așteptăm cu drag la teatru. La ora 18, am zis în weekend să schimbăm ora, de obicei ora e 19 în timpul săptămânii de lucru și în weekend atunci când e sâmbătă, duminică, ora 18, ca să mai economisim și noi, mai ales cu această criză acută, energetică, să începem mai devreme. Da. Macbeth, o piesă extraordinară. De fapt, o să povestească mult domnul regizor, e din Shakespeare și Ionescu, dar să-i oferim deja totul l-a spus. Nu. Ce să mai spun? Nu, doar o mică claritate. Te rog. Vinerea la 19 este spectacol, nu la 18. Păi vinerea, da. Cunoască. Doar sâmbătă și duminică la 18. Domnule Țărnă, da. Știu că la Macbeth ați avut-o pe Larisa Dascăl drept asistentă de regie. Da. Cum a fost această colaborare? Și cred că, cu permisiunea dumneavoastră, o să vreau întâi să aud experiența Larisei. Nu de alta, dar eu cred că pentru Larisa a fost... Cel puțin stau aparte. Scurt, clar, o să... De aici am cuvânt că eu stau așa. În primul rând, a fost nu pentru prima dată. Nu știu, eu înțeleg pe Mihai jumătate de cuvânt, pentru că deja sunt ani de când lucram împreună și este aproape, foarte aproape sufletul meu ce face Mihai. Cred că de ce și-o înțeleg. Iacă na. Iată răspunsul. Și viziunii mele. Adică iacă na. Dar cum se ajunge la o asemenea, cum să zic? Nu întotdeauna. Că nu există între toată lumea așa ceva. De ce credeți că vă înțelegeți atât de bine cu Larisa? Întrebarea asta o să răspundă Mihaela. Poate că de ce e că am avut același profesor. Poate că. Poate. Poate că. Viața. Vine Apostol. Vine Apostol de regie, ok.
vreau totuși să vă rog să ne spuneți mai multe despre spectacolul la teatru, Macbeth. Veniți la teatru, veniți la Macbeth, fiindcă... Fiindcă cred că o să descoperiți ceva care, chiar dacă și știți, dar n-ați văzut, sau dacă ați văzut, cred că n-ați știut cum este. Teatrul, fără nume, ceea ce facem noi, cred eu, continuă linia mare sau linia importantă a tuturor, tuturor teatrelor care există în Republica Moldova. Noi continuăm să dezvoltăm sau să adăugăm sensibilitate lumii, fiindcă eu cred că asta ne lipsește cel mai mult, sensibilitate, să înțelegem cât e de importantă clipa să fii unul lângă altul. Și această lume care intră într-o sală de teatru și iese în societate, apoi ca o societate, cred eu că e foarte importantă ca rezultat a unui spectacol. Lumea care iese cu o idee comună sau cu un gând, cu o emoție. Eu nu știu ce anume trebuie să vă spun asta, dar veniți la teatru. Veniți la teatru fiindcă teatrul e făcut pentru oameni și cu oameni. Eu cred că ultimul loc unde discuția live sau discuția acum, aici, în prezent, mai există, valabilă, și există respirația asta, există riscul de a greși, de a cădea, de a te corija în fața lumii. Există această enigmă care este publicul, care vine nepregătit și când încolo plânge sau râde la un moment dat. Eu nu știu care a fost întrebarea. Apropo de întrebare, da, întrebare. Asta este, întrebarea este cea mai importantă și în viață și în teatru. Da, păi da. Da, viața este un teatru, teatru este o viață. Da. Viața este un teatru? Teatru este o viață? Da. Întrebare. Întrebare, da. Cătălina, tu faci parte dintre, cum să zic? Noi veniții. Noi veniții, exact. Actori. Tu ai studiat peste hotare. Da. Ai revenit la Chișinău. Da. Și chiar Macbeth-ul m-a atras. Iarăși Macbeth. Ca un magnet. La teatru fără nume, am simțit, chiar stăteam și mă gândeam cum aș explica eu de ce am venit anume în echipa asta. Și mi-am zis că atunci când ești mic și mergi la teatru pentru prima dată și vezi un spectacol și ești așa de fascinat și tu ieși din sala de spectacole și ai euforia asta și îți dai seama că eu asta vreau să fac toată viața mea. Și asta a fost sentimentul meu. Eu am ieșit de la spectacol și mi-am zis că bine, eu vă contactez mâine și eu vreau să lucrez. Așa și-a fost, da. Da. Și pe cine ai contactat? Pe domnul, Mihai. Pe domnul Mihai Țărână. Și ce i-ai zis? Vreau să lucrez cu voi. Da. Ai avut noroc că el a răspuns. Eu știu cine răspunde. Da. Și dumneavoastră ce-ați zis, domnule Țărână, când ați auzit așa? Păi, da, știți cum, doar noi, pe noi tot ne aleg, nu doar noi alegem. Și când te aleg pe tine, nu poți să dai cu piciorul. Mai ales când ai intuiția. Eu am o intuiție, fiindcă lucrez ca pedagog, dar regia este o intuiție, cred că. Și atunci când eu le-am spus și la domnii directori, uite, vine o fetiță care pur și simplu mi-a scris un mesaj absolut extraordinar, eu am fost, eu vreau să vă cunosc și să discutăm. Și zic, ok. Uite, așa e, totul e într-un... Totul într-o linie, totul se întâmplă. Bun, trebuie să existe și o armonie. Îți dai seama că chiar și în colectivul vostru eu sunt convins că nu există oameni care nu le place ceea ce fac ei. Adică trebuie să-ți placă în primul rând ceea ce faci și să vrei să faci asta. Pentru că noi nu îi impunem nimănui, mai ales în artă, în toată istoria asta, așa zisă, subiectivă, emoțională, unde este foarte complicat să interacționezi cu un alt, nu poți să te impui, să iubești pe unul sau să respecti pe altul. Nu suntem într-un birou unde tăiem hârtie sau scriem ceva, deci e cumva diferit toată treaba asta. Așa că ne bucurăm foarte mult atunci când pe noi ne aleg, atunci când vor să vină în istoria noastră, care noi o propunem lumii noastre, da. Și a mai venit și o colegă, Nicoleta Zghibarță, proaspăt venită de la Cluj, și o să mai vină. Adică, bun, e ca în orice colectiv artistic, intrări, ieșiri, așa mai departe. Rezistă nu că cei mai buni, rezistă cei care acceptă.
acceptă un estetic, acceptă ceva, acceptă ceea ce propunem noi toți împreună, bineînțeles, de echipa de creație, pentru că istoria lumii, cumva cineva a zis că a fost scrisă. Noi o vedem într-un fel anume, alt teatru într-un fel anume, alții într-un fel anume și așa mai departe. Emoția contează și asta este primordială. De-aia zicem să vină lumea la teatru, să avem conexiunea asta, să avem chimia asta, să avem ochii ăștia care vin din scenă și ochii, bineînțeles, care vin din sală înapoi. Și atunci eu cred că ceea ce a zis și Cătălina, asta contează în viață, eu asta vreau să fac toată viața mea. Altceva, cred că e foarte important și altceva, dar noi considerăm că asta este cel mai important. Nu aici putem încheia emisiunea. Nu, o să încheiem. Nu, o să încheiem altfel. Dar noi, apropo de ceea ce contează și ceea ce este important, noi vorbeam cu colegii în redacție despre ce am putea face astăzi ca să vă cunoaștem mai bine și să punem accent așa pe niște lucruri pe care poate nu se pune accent de obicei. Și am pregătit așa un mic, nu știu cum să zic, un mic joculeț, să zicem așa. Am aici niște hârtuțe cu niște enunțuri. O să vă dați seama despre ce este vorba. Domnule Jacot, o să vă rog pe dumneavoastră să luați, da, să extrageți un bilețel de acolo și să citiți ce scrie. Și o să vă dați seama cam care este. Eu sper că ați extras ceva ce vi se potrivește, ceva ce e bine. Eu am citit, eu am văzut. Deja? Așa. În repetiții Nicu Țărnă este? Întrebare sau? Da. La trei puncte. În repetiții Nicu Țărnă este? Sau afirmație. Da. Ne spuneți cum este. Da, este un prieten. Fiindcă eu cred că doar cu prietenii adevărați poți să construiești o relație sănătoasă. De ce? Eu cred că Nică este un prieten. Ok. Atunci când e în calitate de actor. Și când e în calitate de... Director. Asta povestesc la altă emisiune. În scenă. Bun. Nu, un răspuns foarte curios. Nicu, da. Vă rog. Da, o să păsați așa bolul cu... Eu sper că nu o să dați tot peste numele dumneavoastră acolo. Pe bune, Larisei. Oh. Larisei îi place când colegii de trupă... Din la timp. Da, bun răspuns. Larisa este asistent de regie. Noi avem așa o funcție care probabil nu numai noi, dar toate teatrele au. Deci asistent de regie, persoana care are grijă de repetiții. E și șefa trupei, care e Galina Lazarencu, colega noastră, care e altceva, e șefa pe actori, dar Larisa este... Bă, da, eu cred că Larisa îi place când colegii vin la timp, sunt disciplinați. Și pregătiți. Au repetat înainte de repetiție. Nu în timpul. Pregătiți, da, și cu tema de acasă făcută bine și da, pentru că da, asta este, spun un adevăr, care probabil e valabil în toate teatrele, se mai întâmplă că trebuie deseori să mai schimbăm un rol, un actor cu altul și așa mai departe, noi introduce, cineva vine, cineva pleacă. Din aceste motive, deseori se întâmplă că trebuie să muncim de două ori mai mult. Dar asta este riscul meserii și ne-l asumăm într-o măsură oricare. Da, Larisa, te rog. Din nou, fac aceeași remarcă. Sper să nu dai peste numele tău acolo. Dar nu, de fapt nu, că tocmai a fost. Vitalie Jacotă este bine de spus atunci când are dispoziție bună. Când vine salariul la timp. Nu știu, domn Vitalie, apropo, tot este un organizator extrem de exigent și pretențios și asta noi sigur că admirăm la dumnealui, pentru că se mai întâmplă că uneori actorii mai întârzi, mai... chiulesc de la așa, dar domnul Vitalie are grijă să fie toți prezenți la repetiții și când trebuie tot, și poate fi foarte dulci, dar poate fi și foarte dur. Da. Deci, important cu D, încep ambele cuvinte. Da, e special așa am ales. Dulci. Deci domnul Vitalie, mie îmi place textul ăsta, da. E o dulceață câteodată. Câteodată o dulceață, câteodată un dulce. Hai să mergem mai departe, Mihaela, să vedem pe cine trebuie să caracterizezi tu. Dacă vrei să o faci pe Cătălina să râdă.
nu știu, trebuie să fie prezentă Nicoleta la noi în cabină. Noi așa cumva ne-am apropiat foarte mult cu... Adică suntem din aceeași generație și stăm toate într-o cabină și am creat așa o atmosferă foarte plăcută. Corect. Și ne simțim minunat împreună. Așa ne-am găsit sufletelele noastre că sunt aproape. Ca trei surori. Da. Notează-mi. Trei surori. Bun, am înțeles. Hai. Tu. Cătălina. Și... Ceva despre Mihai Țelnă, cu siguranță. Nu, da, nu, ai dat peste numele tău, nu? Nu. Nu. Dar cu asta cum? Scuză-mă. Nu, logica nu. Mea e... pe moarte. Niciodată să nu-i spui lui Mihai Țelnă că... Iată, asta e interesant. Cum crezi? Că nu vreau să lucrez cu dumneavoastră. Bine, asta e o părere. Pentru că n-am încercat încă. Ok, lasă-i așa o părere. N-ai încercat, da, să-i spui. Nu, am avut încă experiența. Încă nu ai lucrat. Bun. Da. Dar dacă ar fi să vorbești nu despre tine, Cătălina, dar despre alți colegi, în general, niciodată să nu-i spui ce domnului Mihai Țernă. Că întârzi, că nu... Ajutor, prietene. Ce pot să mă spui lui Mihai Țarnă că... Că pleci în alt teatru. Nu știu. Nu știu, că... Că nu-mi place piesa care ai ales-o. Sau... Nu, că nu... Nu ești în zona de confort în ceea ce faci, pentru că Mihai tot timpul... Și am avut asta la repetiții la Macbeth și după aia am conștientizat că de fapt n-am avut dreptate în momentul ăla, pentru că Mihai tot timpul încearcă să te scoată din zona de confort și să te facă să te simți incomod în scenă. Și asta e minunat, pentru că e o experiență, pentru că e o nouă etapă. Niciodată să nu spui că nu pot. Există, nu vreau. Niciodată să nu spui niciodată. Mihaela Popescu impresionează prin... În primul rând, îi impresionează prin aceea că este impresionantă. Este o actriță care este gata de tot, de toate, tot timpul vrea. Ea impresionează, cred eu, prin aceea că este foarte disponibilă. Eu ador actorii disponibili. Deci, dacă o să veniți la spectacol, o să vedeți că ea e și prin apă și prin... glod și prin aer, deci niciodată n-au fost idei că asta nu, așa, nu. Deci impresionează prin disponibilitate și eu cred, da, am dreptul să spun, fiindcă am lucrat cu ea deja la două spectacole, ea impresionează prin curajul ei scene, care pentru mine este talent. Mi-a plăcut acest exercițiu. Nouă. Hai încă. Da. Așa e cum ai vrea. Doina, dacă nu-ți super nimic despre tine. Păi, dar nu eu sunt personajul principal. Hai. Nici pe departe. Ești gazda. No, dar gazda nu este niciodată personajul principal. E despre invitați, mai ales în televiziune. Eu să vă spun încă ceva, Doina, fiindcă altfel deja trece timp, eu nu știu cât mai avem noi în emisie, dar mai este o premieră nouă care vine în teatru. E vorba de Matca după Marin Sorescu. O trilogie, adică una din cele trei piese ale lui Marin Sorescu, care e montată și lucrată acum, încă este în producere, adică este în creație de către o regizoare extraordinară din România, Mariana Cămărășan, fiindcă eu aș vrea ca lumea, spectatorii care poate n-au auzit de noi sau poate nu ne cunosc încă, să vadă saltul nostru din barbarismul lui Shakespeare spre poezia lui Sorescu, deci noi tot timpul căutăm diferite ușițe spre sufletul omului, fiindcă teatrul este despre suflet. De aia, ceea ce se preconizează în Matca va fi prezentat publicului larg începând cu 28 februarie sau 1 martie, când, fiindcă Sorescu e născut pe 29 februarie. Deci, noi putem să-l jucăm o dată în 4 ani. Dacă vrem să-l omagiem pe Sorescu, de aia noi am ales 28 februarie sau 1 martie, unde o să fie și invitat special. De fapt, toți spectatorii sunt invitații noștri speciali, dar o să fie prieteni și
curioșii din România. O să vină și ei să vadă ce facem noi. De-aia am vrut numai decât să nu scăpăm prilejul ăsta și să invităm lumea să privească ceea ce face Teatrul Fără Nume, că mâine e Macbeth, săptămâna viitoare este Madame Mrs. Cronky. Spectacol care se joacă de 10 ani. De 10 ani, am plinit 10 ani și este tot timpul într-o actualitate de suflet. Ar fi corect să spunem spectatorilor să pună like paginii Teatru Fără Nume, să urmărească, pentru că acolo vine toată informația și să ne urmărească. Așa e corect. Rețelele de socializare, din fericire, din păcate pentru cititorii de cărți, care fură atenția. Da, dar asta este, ca să ne promovăm, trebuie să povestim mult despre noi și vă așteptăm pe sfatul țării și în spatele Parlamentului, unde suntem noi. Mâine, pe mâine, la 18, vă așteptăm la Macbeth. Este o odă vieții tuturor viciilor și puterilor și dragostei și a tot ce înseamnă viață, da? După Shakespeare și Eugen Ionescu, că am uitat să spunem și asta, este un moment, așa că veniți să ne vedeți și, bineînțeles, pe 28 februarie la Matca de Marin Sorescu, să vedeți ce facem, cum facem, cu un invitat din România, doamna Mariana Cămărășan, care... Și, respectiv, acum nu putem să vă spunem exact ce să mai jucăm, când o să jucăm, dar urmăriți-ne pe pagina Teatrului Fără Nume, atât pe Instagram cât și pe Facebook, și atunci o să cunoașteți ce facem. Pe 28 februarie da. Premiera. Da. Venim și înainte, dacă ne primiți, la repetiții. Da, cu mare drag. Și luăm niște mare imagini drag. Și le arătăm celor de acasă cum se lucrează. Sigur. Mare drag. Mulțumim foarte mult pentru prezență. Vă lăsăm acum să reveniți la evenimentul doamnei Nelly Cozaru, care a și fost la noi cu ceva săptămâni în urmă și ne-a povestit despre rebeliunea, despre da. Cartea aceasta este, este vorba. Mulțumim și mult succes și vă mai așteptăm și în această formulă, dar și separat. Când ai fost ultima dată la teatru? Dar pe bune. Nu a fost de foarte mult timp. Păi uite, mâine tu nu muncești aici. Mâine nu muncesc, exact. Mâine te așteptăm la ora 18. Vorbim în privat și îți explic cum trebuie să ajungi. Scrieți-mi în privat și vedeți. Mulțumim tare, tare mult!